Da, mă bucur că în sfârșit iată au demarat lucrările pentru construirea unui nou sediu al oficiului județean pentru cadastru. De când eram prefect știu că exista problema cu vechiul sediu. Cheltuielile cu consolidarea acelui sediu erau foarte mari și de atunci discutam cu domnul director Oșeț despre posibilitatea construirii unui nou sediu. Iată că astăzi demarează lucrările. Sper ca într-un termen cât mai scurt să se și finalizeze, pentru ca salariații Oficiului Județean de Cadastru să se mute într-un nou sediu. Mă bucur foarte mult și că a existat disponibilitate din partea primăriei Reșița pentru a acorda acest teren unde se va construi noul sediu.